Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu o să-ți vină să crezi, dar e 7:37 de minute. Totul despre animale în dimineața asta. După mai bine de 2 luni de căutări, țestoasa de companie a unei familii din Oklahoma a fost găsită la doar 30 de metri de casă, transmite presa locală, care este interesată de astfel de subiecte. Și eu mă întreb... Da, cam... Știm din desene animate că țestoasa... Merge încet și foarte încet. Și asta s-a și dovedit în 2 luni, au parcurs 30 de metri. Da. Eu fi fost și dor de casă. Eu nu, adică mă întreb cam ce fel de căutări or fi fost. Adică la 30 de metri de casă, nu... Și pe de altă parte... Cred că nu i-a dus capul că putea să iasă din casă. Din curte. S-a întâmplat așa, stai așa. Deci să până a povestit că la un moment dat, pe la sfârșitul verii, când va luna august, și a scos la plimbare în curte cele două broaște țestoase africane, care se cheamă Phineas și Ferb. Africane? Da. Așa? Adică trebuie să fie ceva deosebit. Trebuie să fie ceva deosebit să scoți la plimbare broaștele țestoase. Oare le ține lesă? Cred că aici a fost greșeala. Sau poate n-a putut să le pună lesa pentru că hâți băgau cap. Mă iertați, nu vreau să sune în vreun fel, dar când am fost în Seychelles, acolo oamenii au, sunt țestoase de alea uriașe. Știi? Da. Cât un lighean. Alea sunt greu să le pierzi, că le vezi. Și care devin la un moment dat chiar foarte mari. Da. Cât un porc. Da. Și oamenii acolo, unii dintre ei, le cresc cum avem noi cotețul cu purcei. Așa. Un coteț cu 2-3 țestoase de-astea uriașe. Fac ouă, și le dau drumul pe-n curte. Nu, așa le place lor, că sunt așa multe că nu se fac cu ele. Tundă și... iarba. Dar sunt țestoase, nu sunt de apă, da? Sunt țestoase terestre. Da, știu și mirosul. Și merg încet de tot, bing, 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 bing. Bine, cred că le țin mai mult așa să aibă în curte pentru turiști. Că bă, nu, astea erau clar niște țestoase mici. Ori erau foarte tinere, în sensul că n-aveau decât 70-80 de ani. Ori, nu-mi dau seama, dar țestoase mai mici. Și, mă, normal spune și doamna asta că ea le verifica la fiecare 2 ore. Deci, mi se pare super avantajos să scoți la plimbare o broscuță țestoasă. Mă, stai în grădină, îți vezi de viață la 2 ore, te duci să vezi ce mai faci un metru puțin mai încolo, știi? Acasă. Însă, după cum a povestit ea, în ziua respectivă a rămas blocată la telefon în acea dimineață, deci a avut multe convorbiri, până când a reușit să meargă să verifice din nou broscuțele, Ferb, deci Phineas rămăsese, dar Ferb dispăruse. Și am căutat peste tot, ne-am învârtit în cerc, a spus femeia. Oamenii din orășel au venit să ajute la căutare. Îți imaginezi că au făcut operațiuni de căutare? Da, mă, adevăr că pentru petul tău faci orice. Băi, este o broască țestoasă, cât de departe putea să ducă? Adică, serios, nu era vreun soi de antilopă sau putea ceva? Fi furată, răpită. Mă rog, adică nu poți să știi ca proprietar ce s-a întâmplat. Și, băi, apropo de asta, am văzut recent o filmare cu o broască țestoasă care este pusă pe un skateboard, pe un mini skateboard pentru ea. Nu-ți imaginezi și care tachinează pisica din casă. O știu, da. Bă, este uluitor. Deci cine ar fi crezut că broasca țestoasă poate să fie de jucăușă și atât de enervantă? Cred că e jucăușă, ea cred că vânează pisica. Da, vânează cred pisica. Deci aia pe skateboard, da. Știi? Dar-ți imaginezi ce e în mintea, dacă se poate spune așa, broaște țestoase, care a descoperit viteza superluminică deodată. Și, mă pot teleporta. Da, da, da. Revenind. Trecuseră 9 săptămâni și 4 zile de la dispariția lui Ferb, când soțul ei a observat ceea ce credea că este un smoc de iarbă la aproximativ 30 de metri într-un câmp din spatele casei lor. Deci lăsase plete. Smocul s-a mișcat într-un mod asemănător lui Ferb. Și așa și-au dat seama. Dar cum adică un smoc de iarbă s-a mișcat asemănător lui Ferb? Adică... Păi au un pas de ăsta asacadat, astea terestre. Da. Au un... Merg așa robotic cumva. Deci brusc s-a mișcat snopul de iarbă. Nu, dar e greu când îți pierzi reptila, că eu știu, eu am avut când eram... Ai avut reptilă? Am avut, da. Eu am avut acvariu cu pești, mă rog, pești au răposat, au pățit accidente, s-au întâmplat lucruri, eram mai mic. Și ai început cu scuzele. Da. Eu trebuia să curăț acvariu, mă rog, pe scurt, și am pus într-un bol și le-am zis să nu le fie frig și l-am pus încălzitorul să le țină bine. Ai făcut ciorbă de pește sărac. Da. Au mai trăit doi, care erau mai exotici, cum ar veni. Că am uitat de ăla cât am spălat eu acvariu, a durat vreo 2 ore, se freca la el, era greu. Eu eram mic. La saună. Da. Dar știi că acvariile astea nu, mă rog, în fine, acum ce rostare. Și acum aveam acvariu, mai aveam 2 pești. M-am dus în piață să refac stocul și am găsit la piață Triton.
Triton, ceea ce eu eram fascinat de animale, am fost pasionat de mic. Tritonul de e zoologie. O șopârlă. Tritonul e o șopârlă acvatică. Da, asta îi trebuie umezeală, că altfel să o usucă. Semi-amfibie, mai mult acvatică, e da. Preponderent acvatică. Și atunci eu i-am pus... Are nevoie să iasă afară, să respire. Scoate capul ăia pe acolo, dar n-are nevoie de, n-are nevoie de terariu, are nevoie de acvariu, adică cel puțin la piață, la mine, în Berceni, da. Ca și erau crescute la acvariu. Bă, da, scuze-mă, dar ai pus și ei un loc să iasă afară, să stea, să odihnească? Ăla care mi-a vândut-o... Ai pus-o să noate toată viața ei de triton? Avea 4 tritoni, mari și lați. Să zic așa, cât un deget. Da, erau... Da? Da. Tritoni, frumoși. Cu galben, cu... Mamă, m-a fascinat. Nu cumva era salamandră? Nu, mă, tată, era triton. Bun. Cu creastă, așa, pe spate, are o creastă. Și n-auzi că eu eram pasionat de zoologie? Așa. Pune la îndoială ce-ți spun. Și am luat tritonul, l-am pus în acvariu, i-am lăsat, să zic, 4 degete de apă. Da. Da? Și l-am mutat cu totul la mamaie. Că eu nu mă mai simțeam capabil să am grijă de animale, că aveam multă școală, stăteam mult pe Maidan. Aha. Și a stat el la mamaie acolo și la un moment dat m-am dus la mamaie. Săraca mamaie, îți dai seama, e băgat și o până la mamaie trebuia doar să-i dea de-alea, muște de-alea uscate, cum dădeam la peștișori de-alea, frecății de-alea, nu știu, puricei de-alea. Da. Și într-o zi m-am dus la mamaie să văd ce mai e cu tritonul și nu mai era tritonul în acvariu. Mă, mamaie, zic, unde e tritonul? Ce triton, mamă? Abar n-avea de tritonul meu. Să păr la mamaie. Și până la dădeam... Da, cu 2-3 zile am dat de mâncare, a venit pe acolo, dar nu știu. Mă, nu mai era tritonul. El avea niște plante, avea... Am zis că poate e pitit. L-am căutat, nimic. Da. Mă, ca să înțelegi, deci, între nivelul maxim al apei și gura, buza superioară a acvariului, erau 20 de centimetri perete de sticlă. Da. Tritonul n-are ventuze de-alea în dește. Ca gecko. Are gheruțe. Așa. Da? Mă, unde-i tritonul? Mama ei n-avea alte animale, am întrebat-o, a primit vreo vecină cu pisică, s-a întâmplat? Nu! Și la revedere, l-am căutat tot așa. Spune cum au căutat niște testoasa. Spune că nu mai pot ce s-a întâmplat cu triton. L-am căutat 2 zile. Nu a mai existat triton, la revedere triton. Și ai aflat vreodată ce s-a întâmplat cu el? După 8 luni. Bă, poveste reală. Așa. I s-a stricat lui mama ei mașina de spălat. Și au venit aia să schimbe mașina de spălat și sub mașina de spălat, tritonul viu. Nu cred că era viu tritonul, da, tău. Dar știi cum arăta? Săracu. Era tritonul slabord. Somalez. Era mai mult mort decât viu. Săracu schilod triton. Așa. Se uita într-o parte așa. Și l-am luat la un tic. Da. L-am șters un pic cu apă de... Că era, na. Prăfuit. Ca după 8 luni sub mașina de spălat. Cum a ajuns el acolo? Nu știu. Deci el a plecat într-o cameră, a ajuns în altă, în baie, s-a băgat sub... Și l-am pus înapoi în acvariu. N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Era nici mic, repet. L-am pus în acvariu și după încă vreo 2-3 luni a dispărut de nou și nu l-am mai găsit never, niciodată. Ever. Deci era el s-a aruncat pe geam. Era ce-a făcut. El triton, el fugitivo. Ne-am gândit era. Că s-a dus în WC-ul și s-a tras apa, s-a adus. Credem, adică altă explicație n-avem. Ne-a scris Silviu din București, spune: fix aceeași chestie mi s-a întâmplat și mie copil fiind, dar am lăsat cei doi tritoni în cadă. Când ne-am întors din concediu, adio, nu mai era niciun triton. Nu i-am mai găsit niciodată. Eu vă spun, tritonii ăștia aveau o capacitate senzațională să dispară. Da, evadează. Am avut, mie mi-au, mă rog, a evadat mai multe animuțe. Un arici a evadat odată. A apărut un arici în curte, când eram copil. Am fost super încântat și am făcut inclusiv, ce să spun, propria lui curte în curtea mea, cu niște cărămizi așa, am înconjurat locul în care stătea el. L-ai luat-o static cumva. Practic, da. Eu nu știam atunci, eram foarte fericit că el are locul lui acolo. Și aricii a dispărut. În a doua zi am fost uluit, ca să aflu după aceea că aricii sunt printre cei mai buni cățărători dintre mamifere, n-ai zice, știi? Și am avut un hamster care era el fugitivo. Ăla, îi mai dădeam drumul prin casă. Frate, când reușea să scape din terariul ăla, prima lui preocupare era să dispară pe undeva și să roade ce prindea să roadă. Și l-am găsit... l-ai scos și pe afară când da. Vorbim de șeamă. Da, și l-am găsit, deci, spre disperarea maică mi-a dispărut odată în casă, l-am căutat 3 zile în casă. Nu a reușit să-l găsesc, nu... Dar din vestibul se auzeau niște zgomote. Dacă erai foarte atent, și pe vremea aia și auzeam mai bine, vestibul era, stăteau într-o casă cu pereți cu tavane înalte, de alea, la 3 metri jumate, cum erau casele vechi. Și părinții mei făcuseră în vestibul un șifonier care se ducea până în tavan sus. Mai rămâneau 2 degete, 3 degete sub tavan de la șifonierul respectiv. Și am reușit să-l observ
de jos, pentru că se auzeau niște sunete și la un moment dat mi-a venit ideea să ridic privirea. Am ridicat privirea și l-am văzut, i-am văzut mustățile, se uita de pe șifonier. Bă, n-am înțeles niciodată cum a putut să ajungă pe șifonierul respectiv la 3 metri înălțime, înțelegi? Zice, deci, mai cățărător ca ariciu. Da, super cățărător. Presupun că a reușit să se strecoare cumva în spațiul centimetric, ca să nu zic milimetric, dintre șifonier și perete. Și crezi că a făcut-o pe asta cu spatele exact. În perete și a urcat, da, lăbuții? Eu așa cred că a făcut. Dar de ce ai vrea să faci asta? De ce ești hamster? Curiozitate. Ești hamster, știi? Și mergi pe jos și la un moment dat ajungi, vezi o chestie gigantică, adică un Everest. Hai pe Everest. Deci au și ei, mă, frate. Se întreabă și hamsterii, dar nu-i dacă dacă există, ne urcăm pe el. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.